Am uh, privit la cea mai mare parte din această carte. Rețineți că am schițat împreună această carte și am încercat să parcurgem um, etapele din ea, lăsând pentru seara aceasta partea cumva mai practică, partea mai um, aplicativă, îndemnurile care le dă, um, le dă Iuda. Cartea, rețineți, începe cu. Um, salutul acela din partea lui Iuda, unde el se identifică ca și un roba lui Hristos și identifică către cine este scrisă această carte, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos. Și vine cu o urare față de ei, care cred că este bine primită și față de noi, și anume îndurarea, pacea și dragostea lui Dumnezeu să le fie înmulțite. Fiecare dintre noi avem nevoie ca să avem îndurarea, pacea și dragostea lui Dumnezeu, înmulțite în viața noastră, înmulțite în biserica noastră și acestea sunt strâns legate de identitatea noastră în Dumnezeu. De aceea avem nădejde că vom primi îndurarea lui Dumnezeu, de aceea avem nădejde că putem dobândi pacea lui Dumnezeu, de aceea avem deplină încredere că suntem iubiți de Dumnezeu, pentru că suntem chemați din dragostea lui Dumnezeu pentru noi și păstrați pentru, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru slava lui Dumnezeu. Și am văzut dimineață că Iuda introduce epistola sa și ne dezvăluie, ne dezvăluie, care este motivația cărții. Foarte important să înțelegem întotdeauna motivația principală a unui autor. Da? Noi nu credem că Biblia este o carte care poate fi citită și interpretată de cine vrea cum vrea. Anca cu fetele sunt acum în Statele Unite și chiar se întâmplă că la ora actuală sunt la biserică. Și mi-au trimis un mesaj cu o poză cu buletinul din biserica din state, din Atlanta, și ziceam că predică pe Ioan 6. Am zis, bun, și cum e? Predică foarte mult cum ai predicat tu textul. Surpriză. Textul are un înțeles, textul are un mesaj. Orice predicator care îl predică, până la urmă, trebuie să aibă același mesaj. Că există personalitate diferită, temperament diferit, exemple diferite. da Domnul Isus în Ioan 6 spune ceva, are o intenție, vrea să comunice ceva, este motivat de ceva. Și scopul nostru este, iluminați de Duhul Sfânt, să înțelegem și să proclamăm acel adevăr. Nu să ne dăm cu părerea ce credem noi sau cum ni se pare nouă. Este irelevant. Părerea mea este irelevantă simțul meu. Important este să înțeleg și să înțelegeți dumneavoastră care sunt motivațiile lui Iuda și care este mesajul lui Dumnezeu prin Iuda pentru biserica sa. Asta. asta este important. Asta este important că atunci când te duci într-o biserică a lui Hristos, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, proclamat și explicat așa cum a intenționat Dumnezeu. Mesajul care Dumnezeu a intenționat să ajungă la poporul, la poporul său. Și Iuda ne spune că el scrie, vedem asta la versetul 3, la versetul 4, el scrie acestor credincioși pentru că s-au strecurat printre ei învățători falși, oameni care dezonorează pe Dumnezeu prin viața lor, prin învățătura lor și le scrie... În pe fondul acesta, le scrie ca să îi îndemne să se lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Da, biserica se află în pericol ca Evanghelia să fie sufocată, să fie uh, anihilată din cadrul bisericii și știm din Sfânta Scriptură că bisericile, bisericile ca și adunări locale, ca și instituții, ca și grupări de uh, oameni pot muri pot muri. da? avem Apocalipsa unde ni se spune că uh, le merge vestea că sunt vii, dar de fapt sunt morți. Ce se întâmplă acolo? O biserică în care s-au infiltrat necredincioși, în care s-au infiltrat oameni neregenerați, până acolo încât în biserica aia aproape că n-au mai ajuns, n-au mai rămas niciun credincios. Și biserica aceea este, este moartă. Și multe biserici experimentează lucrul acesta. Pentru că să strecoare în mijlocul lor oameni nevlavioși, oameni care nu sunt născuți din nou, oameni care ajung să fie în conducere, ajung să fie în anvoane și Evanghelia, doctrina aceasta, dreptarul învățătorii sănătoase, dat odată pentru totdeauna Sfinților, este doar unul. Da? Este doar unul. De aceea putem și trebuie ca să judecăm să vedem dacă Evanghelia predicată este Evanghelia dată pentru totdeauna dată sau alta. Nu poți să mai știi, fratele Mihai are o versiune a credinței date odată pentru totdeauna, alt frate are o altă versiune, alt frate are o altă versiune, până la urmă toți sunt bine intenționați. Nici nu contează cât de bine intenționați sunt. Apostolul Pavel, de exemplu, spune despre vestirea Evangheliei de oameni care nu sunt bine intenționați, că îl bucură. De ce? Pentru că să predică Evanghelia. Deci tot e rău în viața oamenilor aceștia, zice Apostolul Pavel, intențiile lor, motivațiile lor, inima lor, da? Dar totuși există un lucru bun. Măcar au învățat și redau Evanghelia așa cum trebuie. Și el se bucură pentru că el știe că în Evanghelie este puterea lui Dumnezeu de a mântui, da? În Evanghelie este puterea lui Dumnezeu de a mântui. Și Iuda scrie acestor credincioși. Văzând faptul că acești oameni au infiltrat și este îngrijorat să nu se întâmple acest lucru, ca să nu fie um, eradicată Evanghelia, și le scrie pentru că iubește. De aceea se adresează uh, lor ca și prea iubiților, da? Îi iubește pentru că sunt frații lui și îi iubește pentru că sunt iubiți de Dumnezeu. Când ești copilul lui Dumnezeu, urăști ceea ce urăște Dumnezeu și iubești ceea ce iubește Dumnezeu. Ca tare, la fel cum nu ne gândim, nu ne gândim la faptul că ar trebui să ne iubim frații de corp, da? este ceva care este firesc. La fel, dacă avem o nouă natură, ar trebui ca să fie ceva instinctiv din noua noastră natură, din Duhul Sfânt care locuiește în noi, ca să ne iubim frații care îi avem în Hristos. Ca să ne doară pentru frații noștri care se află în asemenea situații. Nu putem doar sta liniștiți, știi? Aici e bine, e climă, e predică, e cântare, e rugăciune. Încercăm, ne străduim să luptăm pentru Evanghelie. Nici nu mai contează ce e în afară, că afară e pustie. Da? Nici nu mai contează că frații noștri care miercuri, de exemplu, îs cu noi de la Timișoara la studiu, astăzi poate și-au chinuit suflete cine știe unde. Nici nu mai contează, nu de ce să ne gândim la ei, ne este bine nouă. Pentru că îi iubim, și pentru că ei sunt iubiți de Dumnezeu. Și ne doare pentru toți cei care sunt într-adevăr parte din turma Domnului Iisus Hristos care încă rătăcesc în staule străine și încă n-au fost strânși împreună sub aripile Domnului nostru Iisus Hristos în biserici locale sub conducerea Lui. Lucrul acesta ar trebui să ne doară cum îl doare pe Iuda. Prea iubiților, zice Iuda în versetul 3. Și vom vedea când ajunge la partea aplicativă la partea practică în versetul 17 și în versetul 20, din nou se adresează în acest fel și um, um, le spune, dar voi prea iubiților, dar voi prea iubiților, de două ori, da? le atrage atenția că ei sunt iubiți de el și iubiți de Dumnezeu. Partea centrală a cărții, am văzut dimineață, este acest avertizment împotriva învățătorilor falși, de la versetul 5 la versetul 15. Și Iuda începe avertizmentul lui cu aceste cuvinte. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți. Ăsta este antetul, este titlul avertizmentelor care vin. Și el intenționează ca noi să avem acest titlu în gândul nostru când citim aceste avertizmente. Da? Iuda vrea ca noi să ne aducem aminte. Tot timpul să ne aducem aminte. Da? George Santayana, un filosof, spunea că cei ce nu cunosc istoria sunt sortiți să o repete. Da? Cam așa ceva spune, spune Iuda. Aduceți-vă aminte, nu repetați istoria. Uitați-vă în trecut și vedeți că toți cei care nu s-au încrezut în Dumnezeu, toți cei care n-au fost statornici, toți cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, au avut aceeași soartă. Aduceți-vă aminte. Aduceți-vă amintele, zice Iuda, de poporul Israel. Dumnezeu i-a izbăvit din Egipt, așa cum am văzut dimineața, dar totuși cei mai mulți nu au crezut, nu au intrat în țara promisă, au cârtit împotriva lui Dumnezeu și consecința a fost moartea lor în pustie. De ce? Pentru că nu s-au încrezut în Dumnezeu. Nu s-au încrezut în Dumnezeu, da? Aduceți-vă aminte, zice Iuda, de îngerii căzuți care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Iar consecința a fost căderea lor și condamnarea lor eternă. Apostolul Petru ne amintește același lucru în 2 Petru 2 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Da? Și acest avertizment este pentru cei credincioși din biserică, Atenție, aduceți-vă aminte că toți vor fi judecați de Dumnezeu și pentru cei care sunt învățătorii falși, da? Nu știu dacă eu aș fi într-o asemenea poziție de a fi un asemenea învățător, știind că va trebui să stau în fața lui Dumnezeu și să dau judecată pentru felul în care m-am comportat, pentru felul în care am vestit Evanghelia, pentru felul în care am învățat Biserica lui Hristos, m-ar face ca să tremur în fața unei asemenea verset când Iuda ne explică că nimeni nu scapă de judecata lui Dumnezeu. Nu poporul Israel, nu îngerii și ultimul exemplu care l-am menționat dimineață ne zice Iuda să ne aducem aminte de Sodoma și Gomora. Și Iuda subliniază prin acest exemplu faptul că una dintre problemele principale a acestor învățători falși este o viață de imoralitate sexuală. Este una dintre principalele probleme. De fapt, cele două mari probleme în bisericile evanghelice din ziua de astăzi sunt banii și curvia. Problema este că ele sunt probleme până sus la conducerea bisericilor, în foarte multe cazuri. Și cei care ar trebui ca să condamne dragostea de bani, ca să condamne uh, uh, poftele senzuale, sunt cei care se petrec în ele. Și Iuda sublinează acest adevăr arătând ca și exemplu Sodoma și Gomora, care au ajuns într-o stare așa de decăzută, așa de decăzută pentru că au umblat după poftele carnale, pentru că nu au privit spre Dumnezeu, au ajuns într-o așa o stare de decăzută atunci când ajung în mijlocul lor doi îngeri. Doi îngeri în chip de om într-adevăr, dar doi străini. Acești oameni încearcă să violeze acești străini, acești musafiri în orașul lor, da? printr-un act de sodomie. Imaginați-vă în ce stare au ajuns acele orașe. Imaginați-vă să stați în Zalău, să ieșiți de la biserică și să-ți fie frică da? că vine cineva și vrea să sară călare pe tine să te violeze. În acest hal ajung acești oameni, iar consecința a fost nimicirea lor cu foc. Zice, -a, asta a fost Sodoma și Gomora. Priviți ce se întâmplă în Europa acum. Priviți ce se întâmplă cu musulmanii care s-au refugiat în Europa și violează la grămadă femei în Europa, în Germania și în alte țări. Și lumea dă din cap și spune ce să facem, asta încă, nu s-au civilizat. Sfârșitul Europei și sfârșitul nostru, dacă mergem în această direcție, este judecata lui Dumnezeu. Și aceste exemple sunt date nu ca să ne dea Iuda o lecție de istorie, în primul rând, ci să ne spună, din nou și din nou, aduceți-vă aminte că judecata lui Dumnezeu întotdeauna cade peste cei care nu se încred în Dumnezeu, care nu trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu. Și oare câte asemenea aduceți-vă aminte am putea noi ca să extragem din viața noastră și din experiența noastră? Oare n-am putea noi să spunem, să, ne, să ne spunem să ne aducem aminte despre momentele în care noi ne-am răzvătit împotriva lui Dumnezeu? N-am putea să ne aducem aminte despre bisericile din care Dumnezeu ne-a scos? Asupra căruia judecata lui Dumnezeu a căzut? Pentru că s-au depărtat de cuvântul lui? Și pentru că au trăit vieți ca și acești oameni? Sau... Permiteți-mi că foarte personal, mergem să serbăm această istorie. Dumnezeu nu zâmbește la o asemenea sărbare. Hai să sărbăm două decenii de destrăbălare și de Evanghelie falsă. Hai să pretindem că totul este ok și putem dezonora pe Dumnezeu cum vrem, când vrem, că după aia oricum sunt sarmale. Foc și pucioasă așteaptă o asemenea biserică și oameni care o conduc. Și foc și pucioasă ne spune Iuda că ne așteaptă pe noi dacă nu ne aducem aminte de această istorie. De la versetul 8 am văzut dimineață că Iuda ne atrage atenție că acești oameni care au infiltrat biserica, care în multe locuri ajung să conducă biserica lui Hristos, nu sunt cu nimic mai buni decât exemplele menționate de Iuda. Să nu cumva să credem că exemplele date de Iuda sunt cumva extreme și că acești oameni nu sunt chiar așa de răi. Nu merită chiar așa de mult judecata lui Dumnezeu. Și Iuda spune, totuși, oamenii aceștia sunt exact ca și aceste exemple. Sunt râți de visările lor. Desconsideră cuvântul lui Dumnezeu. Își pângăresc, își dezonorează la fel trupul. Aceleași porniri carnale care au condus pe sodomiți să caute, să violeze bărbați în stradă, conduc pe acești slujitori falși. Același duh, spune Iuda, la fel își dezonorează trupul. Ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile, ne socotesc stăpânirea lui Dumnezeu și ne socotesc stăpânirea bisericii. Nimeni nu-i mai poate opri de la destrăbălarea lor, de la învățătura lor falsă, să pierd singur în ceea ce știu din, jocoresc, ceea ce nu cunosc, adică ceea ce este duhovnicesc, și să pierd singur în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte vai de ei, că au urmat pe calea lui adică pe calea invidiei și a crimei și a urei, s-au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală a lui Corei. Sunt stânci ascunse la mesele de dragoste, nori fără apă și pom fără rod. Sunt valuri care își spume gărușinile lor. Adică prin toată ambalarea și prin toată activitatea lor ieșe la iveală rușinea lor felul lor rușinos de trai. Și spumegă în așa fel încât să putem privi și lumea să poată privi acest comportament rușinos. Sunt stele rătăcitoare cărora este păstrată negura întunericului pentru vecie. Stele care cad pe cer, care nu mai sunt în locul unde ar trebui ca să fie și care se îndreaptă spre un întuneric. Veșnic, în alte cuvinte ne spune Iuda, sunt oameni total demn de judecata lui Dumnezeu și în niciun caz nu de urmat. Cum nu ai vrea ca să urmezi pe cei din Sodoma și Gomora ca să nu ajungi ca și ei, n-ar trebui ca să vrei să urmezi asemenea oameni, pentru că soarta lor este aceeași. Cum nu ai vrea ca să te aliezi cu Lucifer și cu îngerii lui care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? L-ai vrea pe Lucifer de Postor? De ce vrei atunci pe cei care sunt conduși de Duhul lui Lucifer, de gândirea lui Lucifer? Cum nu, -a vrea, cum nu, -a, cum nu ai vrea ca să ai soarta poporului care a murit în pustie pentru că nu s-a încrezut în Dumnezeu? Iuda spune foarte simplu și foarte deslușit: oamenii aceștia atrag asupra lor mânia și judecata lui Dumnezeu. Și unde se duc ei, se duc toți cei care îi. Urmează, Sunt oameni a căror Dumnezeu nu este Dumnezeul Scripturii. Sunt oameni a căror Dumnezeu este înțelepciunea sau imaginația umană. De aceea nu pot fi deranjați să studieze și să predice Scriptura. Ei au ceva mai interesat de expus decât cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni a căror Dumnezeu este senzualitatea și plăcerile carnale. Sunt oameni a căror Dumnezeu este puterea și influența ar face orice ca să se simtă într-o poziție de putere și de stimă. Sunt oamenii a cărui Dumnezeu sunt banii și averile acestei lumi. Sunt ca niște lipitoare, ca niște paraziți care sug viața spirituală din biserică și risipesc binecuvântările ei materiale. Tot ce pot ca să cuprindă, tot ce pot ca să pună mâna, ei iau, fură și nimicesc. Fie de natură spirituală, fie de natură materială. Mi-e și frică să calculez milioanele și milioanele de euro risipite în așa zisă lucrare pe acești oameni. Iuda sumarizează caracterul lor în versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Niciodată nu sunt happy cu statutul lor, cu salarul lor, cu beneficiile care le au. una caută mai mult. Să nu înțelegeți greșit. Sunt păstori și slujitori care realmente duc lipsă. Și care trebuie ajutați. Dar aduce lipsă și nu a avea tot ceea ce îți dorești, sunt două lucruri diferite. Dumnezeu nu a promis la niciun slujitor o anumită mașină, o anumită casă, un anumit nimic când a intrat în slujire. Din câte am văzut eu din ce îmi promite mie Biblia ca să slujitor, mi s-a promis că voi fi o ocărât, voi fi urât, voi fi scuipat, voi fi dat afară. Eu la asta m-am așteptat când am intrat în lucrare. Nu știu la ce se așteaptă ei. Dar ei nu sunt satisfăcuți cu statutul lor care le-a dat Dumnezeu. Ei vor mai mult. Dumnezeu spune că, Domnul Iisus spune că m-au urât pe mine, vă vor urși și pe voi. Ei nu suportă să fie urâți. Ei vor stimă. Domnul Iisus spune că fiul omului n-a avut unde să-și pună capul, ei trebuie să aibă palate. Sunt niște cârtitori, niște nemulțumiți cu soarta lor și trăiesc după poftele lor și nu pot fi deranjat să-și deschidă gura decât atunci când spun lucruri trufașe ca să slăvească pe cei din jurul lor care pot să le satisfacă poftele. Când unul mai sărac, mai neînsemnat din biserică, fie că nu are bani, fie că nu are statut, nu are influență, are nevoie de ajutorarea păstorului, cât de repede sară păstorul în ajutarea lui? Când cel mai mare donator, cel cu contribuția cea mai mare, are nevoie de ceva, la patru noaptea să, tre să trezește păstorul să meargă să-i spună o poezie. De ce? Pentru că știe de unde își poate împlini poftele. Știe de unde își poate împlini poftele. Iuda continuă, după ce prezintă această stare, Iuda continuă și le dă un îndemn practic pentru acești creștini. Și acest... Îndemn, începe cu această frază care am văzut-o, dar voi prea iubiților. Deci el își începe epistola cu această frază prea iubiților, vine cu uh, diagnosticul, uită starea în care vă aflați și acum vine cu soluția da? sau cu îndemnurile și le desemnează ca să înțelegem că ceea ce se spune acum vizează pe credincioși și cum ar trebui să fie ei și ce ar trebui să facă ei. Până aici a fost diagnosticul bisericii, diagnosticul învățătorilor falși, diagnosticul celor care nu sunt evlavioși, nu sunt credincioși. Acum aia se îndreaptă și vrea ca să-i lase pe acest credincioși cu câteva îndemnuri Practice și ne arată lucrul acesta pentru că el desemnează aceste îndemnuri prin această sintagmă Dar voi prea iubiților și o găsim în versetul 17 și o găsim în versetul 20 da? În versetul 3 începe cu sintagma prea iubiților și spune ca să vă îndemn să luptați Deci asta este teza cărții Până acum cumva în antiteză sau în partea negativă Vă ne-a arătat de ce e nevoie de teza aceasta, de ce e nevoie de aceste îndemnuri, iar acum, în sfârșit, am ajuns la îndemnul. Deci scopul este să îndemne pe cei ce sunt prea iubiți să lupte pentru credința adevărată. Ce a fost până aici a fost identificarea problemei, ce urmează de acum înainte sunt îndemnurile sau sfaturile practice despre cum ei pot să riposteze față de acest pericol. Haideți să privim la îndemnurile lui Iuda pentru cei prea iubiți. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Deci până aici le spune, aduceți-vă aminte de istoria care o cunoaștem, de lucrurile din trecut care dovedesc soarta acestor oameni. Și acum, Sfatul practic este aduceți-vă aminte de vorbele vestite prin Apostol. Amintiți-vă de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă uitați istoria, asta e. Dar Cuvântul lui Dumnezeu să nu-l uitați. Să vă aduceți aminte, să vegheați. Nu uitați nici istoria, nu uitați nici trecutul, dar mai ales. Nu uitați vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu uitați ce a zis apostolul Pavel despre acești oameni. Nu uitați care este învățătura sănătoasă. Nu uitați care este dreptarul învățăturii. Nu uitați care este credința dat dată odată pentru totdeauna. Întotdeauna mergeți înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu le spune Iuda să fie pe prim plan în biserică. Orice altceva să lipsească. Dar să nu lipsească cuvântul lui Dumnezeu. Să lipsească programe, să lipsească organizare bună, să lipsească clădirea, să lipsească orice. Dar să nu lipsească cuvântul lui Dumnezeu, pentru că fără cuvântul lui Dumnezeu ați eșuat. Tot ce se întâmplă în biserică îi îndeamnă Iuda. Tot ce se spune, tot ce se face să fie evaluat după cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta veți putea veghea. În felul acesta veți ști dacă sunteți pe drumul cel bun sau dacă ați deviat. În felul acesta veți ști dacă cei care vă conduc sunt după placul lui Dumnezeu sau sunt niște lupi răpitori. Îmi discut cu oameni care au trecut prin asemenea experiență. Pe... Frate, dar cum puteam să ne dăm noi seama? Evaluând pe acea persoană și pe învățătura lui întotdeauna în mod constant după cuvântul lui Dumnezeu. Nu după dacă îmi place sau nu îmi place. Nu dacă e șarmant sau nu e șarmant. Nu dacă e prietenul meu sau nu-i prietenul meu. Și după realitatea cuvântului Dumnezeu, dacă ceea ce se spune în acea biserică și ceea ce se practică în acea biserică este după cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Da? Lăsați gândurile omenești, lăsați înțelepciunea omenească, lăsați strategia de creștere a bisericii, focalizați-vă pe cuvântul lui Dumnezeu. Și în acest fel nu vom da greș. Vestul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să uh, mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până la, până și cămașa mânjită de carne. Imperativul principal, care nu este cumva foarte evident în limba română, în limba greacă construcția acestui acest paragraf, acestei propoziții, de fapt mai lungi, este în felul următor. Există un imperativ principal și anume țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce urmează sunt mai multe participii, da? Sunt clauze dependente de acest imperativ principal. Și acestea sunt, zidiți-vă sufletește pe credința voastră, este dependent de acest prim imperativ, rugați-vă prin Duhul Sfânt, da? Dependent de... Acest imperativ. Așteptați îndurarea Domnului, din nou dependent de acest imperativ, de a ne ține în dragostea lui Dumnezeu. De ce e important să înțelegem cum acest, cum acest text este structurat? Să înțelegem care este imperativul principal și care sunt consecințele lui. Să înțelegem felul în care putem rezolva această problemă. Da? Și anume, nu contează dacă ne rugăm, dacă nu ne ținem în dragostea lui Dumnezeu. Nu contează dacă așteptăm, dacă nu ne ținem în dragostea lui Dumnezeu. Nu contează dacă noi credem că ne zidim sufletește, dacă nu ne ținem în dragostea lui Dumnezeu. Deci porunca este, păstrați-vă sau țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și astea sunt lucrurile care decurg de aici. Da? Sunt și metode prin care te păstrezi, dar ele decurg, sunt dependente. Altfel spus, dacă nu ești în dragostea Lui Dumnezeu, poți face toate aceste lucruri și le faci pe degeaba. Poți predica și predici pe degeaba. Poți cânta și cânti pe degeaba. Poți te rogi și te rogi pe degeaba. Poți ca să aștepți și să speri și o faci pe degeaba. Nu ești și dacă nu te ții în dragostea Lui Dumnezeu. Când înțelegem... Această structură, dintr-o dată, întrebarea este, pe frate, cum ne ținem în dragostea lui Dumnezeu? Dacă ăsta este sfatul, ăsta este imperativul, dacă vreți ca să rezistați ca și biserică, dacă vreți ca să rezistați la persecuția din afară și persecuția din lăuntrul, imperativul din partea lui Iuda este, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Nu vrem să plecăm acasă fără să înțelegem ce înseamnă să ne păstrăm sau să ne ținem în dragostea. Nu se poate găsi decât pe buzele Domnului nostru Isus Hristos, care în Ioan 14 le explică exact ceea ce înseamnă dragostea de Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de copiii, față de copiii Săi. Domnul Isus spune în felul următor. Dacă mă iubiți, Veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Deci ați văzut? Cine are poruncile și cine le păzește, iubește pe Dumnezeu. Și cine iubește pe Dumnezeu, este iubit de Dumnezeu. Este în dragostea lui Dumnezeu. Dacă mă iubește cineva, va păzi Cuvântul meu. Și Tatăl meu. Îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Domnul Isus spune că relația noastră de dragoste se dovedește și este reală atunci când primim Cuvântul lui Dumnezeu și atunci când păzim Cuvântul lui Dumnezeu. Orice altă activitate, orice fel de închinare, între ghilimele, da? orice fel de activitate, orice fel de deprindere oricât mers la biserică, oricât de multă predicare, oricât de multă ajutorare a săracilor, dacă nu este în această relație de dragoste în care primim cuvântul lui Dumnezeu și îndeplinim cuvântul lui Dumnezeu, nu suntem în dragostea lui Dumnezeu. A căuta să fii în dragostea lui Dumnezeu înseamnă a primi cuvântul și a împlini cuvântul. Frate, trebuia să fie ceva mai complicat. Este foarte simplu. Asta este. Secretul este acesta. Este un cerc de Citim cuvântul, studiem cuvântul, împlinim cuvântul, da? Adică ne ținem în dragostea lui Dumnezeu. Ne păstrăm în dragostea lui Dumnezeu. Căutăm ca să îl iubim pe Dumnezeu. Și asta aduce consecințe aduce consecința creșterei noastre în credință, aduce consecința rugăciunii noastre prin Duhul Sfânt, aduce consecința răbdării noastre și a speranței noastre, a nădejdii noastre. Asta înseamnă. Rugăciunea prin Duhul Sfânt, apropo, nu înseamnă să țipi foarte tare și să te bați de pământ. Nu asta înseamnă. Rugăciunea prin Duhul Sfânt este acea rugăciune călăuzită de Duhul Sfânt, informată de Duhul Sfânt, asistată de Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu citești cuvântul și nu studiezi cuvântul și nu împlinești cuvântul, nici măcar nu știi să te rogi. Ucenicii trag această concluzie când zic Domnul Isus Hristos, Ioan i-a învățat pe ucenicii săi să se roage. Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Noi nu știm de la sine, nu știm din firea noastră să ne rugăm. Avem nevoie ca să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Cum ne rugăm prin Duhul Sfânt? Pe Duhul lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă, dacă cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug în inimile noastre, atunci rugăciunea noastră va fi informată, transformată de cuvântul lui Dumnezeu, activată, împuternicită de Duhul Sfânt, care lucrează prin cuvântul Său Sfânt. Dacă nu, tu poți să strângi cât de tare vrei. Te rogi pe degeaba. A te păstra în dragostea lui Dumnezeu. Înseamnă a primi cuvântul și a împlini cuvântul. Și lucrul acesta este un cerc desăvârșit, care se îngrenează, care crește din ce în ce mai mult. Dar aduce aceste consecințe. Creșterea spirituală, rugăciunea, răbdarea și așa mai departe. Și acestea ce aduc în schimb? Acestea aduc mai multă citire din cuvânt, mai, multă studi mai mult studiu al cuvântului și mai multă trăire după cuvânt. Și asta ce aduce? Mai multă creștere, mai multă zidire și așa mai departe, da? Vrei să te păstrezi în harul lui Dumnezeu? Adică vrei să te păstrezi în dragostea lui Dumnezeu? Este foarte simplu. Primește cuvântul, împlinește cuvântul. Frate, dar cum pot ca să fac asta? Păi, de exemplu, un start ar fi să fii prezent la biserică, da? Ăsta e un start. Toți care sunteți aici, aveți un start foarte bun. Celălalt sau pocăi suficient dimineață nu mai au nevoie ca să stea în dragostea lui Dumnezeu. Gata! Am primit dimineața, am înțeles, ticăloșii ăia din afară, ticăloșii ăia de păstori, noi nu suntem chiar așa de grav. Pauză. Da? Și noi funcționăm așa. Ne se întâmplă și nouă, nu? Avem impresia că am făcut plinul, spiritual vorbind, și zicem, măi, o pauză așa, pauză de o săptămână, un concediu de la viața spirituală, poate fi chiar așa de rău? Poate fi, dacă înțelegi, ca te păstra, te ține în dragostea lui Dumnezeu, Înseamnă a fi în acest cerc continuate, a fi angrenat în acest proces în care în mod continuu primești și împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Primești și împlinești cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta, ne spune Iuda că ne vom putea păzi de toate aceste atacuri, vom putea face față la toate greutățile din jurul din jurul nostru. Și vedem din epistola lui Iuda, că ținerea aceasta în dragostea lui Dumnezeu, procesul acesta de a asculta și a împlini, are efecte individuale, fiecare credincios este impactat, este ajutat, este crescut prin acest proces. Apropo, câteodată vorbesc cu frați, chiar din biserică. frate, uite, au trecut nu știu câte luni și eu n-am crescut spiritual. Bun, dar ai, ai făcut lucrul acesta? Păi, am mai făcut așa un pic, da. Eu parcă aș vrea să cresc prin altă și după aia ca să încep ca să am deprinderea asta. Nu, prea bine, să un foarte simplu, băbește, da? De acum înainte nu mai lipsi de la biserică, de acum înainte citești din Sfânta Scriptură, de acum înainte nu mai lipsi de la studiu, de acum înainte uh, roagă-te în fiecare zi. Și vei vedea că efectele sunt creștere în credință, creștere în putere spirituală, da? Deprinderi spirituale sănătoase, care vor duce la ce? La mai multă dorință ca să stai în cuvânt, să stai în părtășie, să stai în rugăciune și așa mai departe. Dar omul întotdeauna ar vrea ca în mod miraculos, peste noapte, să fie transportat din letargia lui spirituală, sus pe munte. Pe munte să merge cățărând. Da? Pas cu pas. Așa să merge. Și la un moment dat te saturi. Vă spun sincer, așa ca și păstorul dumneavoastră, și ca și slujitor, te saturi de oameni care se plâng despre starea lor, dar nu-ți dispus să facă nimic. Nu-ți să facă absolut nimic. Da? De exemplu, dimineața, când v-am întrebat, care dintre voi ați continuat studiul pe Obadia, de exemplu? Da? Eu aș face un sondaj așa, anonim. Dar eu vă spun, undeva la 10% din biserică. 10%, așa, să mergem cu 10 uiala. Dar să vin și spune, frate, frate, nu știu ce s-a întâmplat, că după predicile din Obadia, noi n-am crescut spiritual. Păi, ai aplicat ținerea în dragostea lui Dumnezeu. Da? Ai primit cuvântul și ai împlinit cuvântul și te-ai dus înapoi să mai primești și să mai împlinești? Păi nu. Dar ce te aștept atunci? Este foarte simplu. Noi vrem minuni dar nu vrem să mergem acolo unde se fac minuni, la Cuvântul lui Dumnezeu, la puterea Duhului Sfânt. Noi vrem minuni fără Cuvântul lui Dumnezeu, noi vrem minuni fără instrumentele harului, da? Deci prin păstrarea asta în dragoste există un efect individual, dar Iuda ne arată că există și un efect comunal, un efect la nivel de biserică, prin păstrarea noastră în dragostea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, după Cuvântul lui Dumnezeu. Iuda spune că noi, individual, luptăm pentru credința dată odată pentru totdeauna Sfinților. Deci, cum poți tu, ca și membru individual în trupul lui Hristos, să lupți pentru credința dată odată pentru totdeauna? Ținându-te în dragostea lui Dumnezeu. Primind cuvântul lui Dumnezeu și împlinind cuvântul lui Dumnezeu. Asta este lupta ta pentru Evanghelie. Având o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același timp, ne arată Iuda că are un efect această luptă care este corporativ, care este comunal. Și anume, luptăm pentru noi și luptăm pentru și împreună cu cei din jurul nostru, cu frații noștri. Și Iuda spune lucrul acesta de la versetul 22. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați. Deci, mustrați. Deci, cei care se despart de calea aceasta, cei care se despart de Cuvântul lui Dumnezeu, îi mustrați. Da? Îi mustrați. Nu-i petreceți, îi mustrați. E simplu, nu logic. Păi da, îi prietenul meu. Dacă îl prietenul tău și îl iubești și fratele tău, îi mustrați. Vrei creșterea lui? Vrei ca să fie în dragostea lui Dumnezeu? mustri. Păi da, frate, cum să fac asta? Nu-l iubești atunci. Nu-l iubești. La fel cum dacă nu-ți disciplinezi copilul niciodată, nu-ți iubești copilul. Părintele care nu-și disciplinează copilul, părintele care e absent, nu e un, un părinte bun, deși mulți copii ar zice, wow, tata meu e cel mai tare, tata meu nu îmi spune să fac nimic, tata meu mă lasă să sparg geamuri, să rup dinți și să-i spun că eu sunt copil cu minte, da? Ăla nu e un tată bun, ăla e un tată absent, ăla nu are dragoste pentru copilul lui. Dacă tu ai dragoste pentru frații tăi care s-au despărțit de voi, în sensul că tu te-ai dus împreună cu domnul și ei nu știu unde s-au dus, ce rămâne în relația aceea de dragoste este mustrare. Este mustrare. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Da? Țineți minte care a fost tema pe care Iuda a vrut să scrie înainte ca să fie silit să scrie această epistolă. Mântuirea noastră de obște, da? Deci el vroia ca să scrie o epistolă în care să le explice, presupun, din câte pot ca să deduc din alte porți a scripturii, că suntem mântuiți în mod individual de Domnul nostru Isus Hristos. El a murit nominal pentru fiecare om care este mântuit și pentru niciun om în plus sau în minus, da? individual. Dacă ești în Hristos, este pentru că Hristos a murit pentru tine individual. Pentru că Hristos a dus la cruce și a zis, mă duc să plătesc pentru Bogdi. Mă duc să plătesc pentru Ciprian. Și în același timp, Biblia ne arată că există această realitate împreună, bine întotdeauna, formăm un trup. Și trupul acesta nu poate fi sfâșiat. Biserica aceasta universală a lui Hristos nu poate fi cu cărămiz lipsă, da? Fiecare are locul lui. Știți ce se întâmplă atunci când un creștin individual luptă pentru credință? Nu luptă singur. Nu luptă singur. Credința din viața lui. Dragostea de Dumnezeu care lucrează în viața lui nu îl lasă pe fratele său, nu poate lăsa să vadă că fratele său se află în necunoștință, în mizerie, în păcat și să zică asta e, mântuirea este individuală. Nu. Lupta pentru credință este în același timp individuală, fiecare dintre noi avem datoria să luptăm și este comunală sau corporativă. Dacă avem dragostea lui Dumnezeu, dacă suntem în dragostea lui Dumnezeu, ne spune Scriptura că ne vom iubi pe frații noștri. Cum îi vom iubi? Îi mustrăm când trebuie mustrați, căutăm întotdeauna ca să fie mântuiți, să fie scăpați din starea în care se află, din eroarea în care se află, din păcatul în care se complac. Pe unii chiar trebuie ca să-i smulgem ca din foc, să-i să, să prinzi de guler și să-i smulgi de acolo și să zici, hei, Trezește-te! Nu vezi că arzi? De alții care sunt într-o altă stare, care trebuie abordați altfel, trebuie cu milă și cu răbdare și cu compasiune. Și să știți că Iuda aici nu vorbește celor din biserică despre cei din lume. Iuda vorbește celor din biserică despre cei din biserică. Da? Unii trebuie mustați, mustrați ca să învețe să se teme. Trebuie să le se spună. Biblia spune la un moment dat că unii trebuie mustrați chiar public. Numai așa pot fi corectați. Alții trebuie smulși, violent din foc. Alții trebuie abordați cu grijă și cu răbdare. O biserică unde lipsește disciplinarea biblică, disciplina bisericească, este o biserică unde lipsește dragostea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu disciplinează pe orice fiu care îl primește. da? Dacă ne uităm în istoria bisericilor care noi le cunoaște, în care noi am făcut parte, și constatăm că acolo nu s-a aplicat disciplina bisericească. Am trăit într-o biserică lipsită de dragostea lui Dumnezeu. Putem tot trăi cu fanteziile noastre și cu amintirile frumoase. Nu poți afla că au trecut decenii de păcate nedisciplinate și să crezi că oamenii aceia au cunoscut ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Orice fiu care e primit este disciplinat. Și orice fiu care nu este disciplinat este pentru că nu este fiu. Iuda încheie epistola sa la fel cum a început, vorbind credincioșilor despre Dumnezeu, despre realitatea obiectivă care este Dumnezeu. Cu siguranță, noi, la fel ca și ei, citind această epistolă, ne întrebăm, dar cum Iuda? Cum vom putea noi? Cum vom putea noi face aceste lucruri? Cum vom putea noi rezista? Există persecuție din afară și există persecuție din lăuntru. Iar noi, dacă suntem sinceri, ne uităm la noi înșine și vedem că suntem slabi. Și suntem fricoși. Și suntem neputincioși. Și suntem puțini. Și Iuda încapsulează mesajul său. Epistola sa în două mari proclamări. Nu despre cine suntem noi, nu despre uh, ce putem noi face, ci despre cine este Dumnezeu și ce a făcut El. Face un fel de, de semn al harului, da? În acest semn vedem, vedem vestea proastă, persecuție, învățători falși, oameni evlavioși care caută să vă distrugă, da? Și, apropo, este o luptă continuă care este foarte, foarte grea, dar este și vestea bună, și anume că există un Dumnezeu suveran, care lucrează în toate lucrurile și toată povestea aceasta, toată istoria aceasta este, în primul rând, despre El. Și încapsulând aceste adevăruri, el ne încurajează. Iuda, roba lui Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați. Doar în realizarea că faci parte din cei chemați, există atâta încurajare. Care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl. Să știi că Dumnezeu Tatăl te iubește în mod continuu. Și păstrați pentru Isus Hristos. Nu păstrați pentru ceea ce tu ești, nu păstrați pentru ceea ce tu meriți, nu păstrați pentru performanțele tale, ci păstrați de dragul Domnului nostru Isus Hristos. Și concluzionează. Iar acelui care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurul Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, mărăție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Privim și noi la problemele din jur, privim și noi la problemele chiar și din biserica noastră, din familia noastră și din sufletul nostru. Și ca și izraeliții care au privit la uriașii din țară și au căzut în deznădejde, suntem și noi tentați să spunem, Iuda, cum vom putea să ducem această luptă? Izraeliții au căzut în deznădejde pentru că au privit, în primul rând, la cine sunt ei. Și s-au privit ca niște lăcuste, ca niște insecte în fața acestor uriași și n-au privit la cine este cu ei, și anume la Dumnezeu. Dacă privim la ceea ce noi suntem, la ceea ce noi putem face prin propriile puteri, vom eșua și vom cădea în deznădejde. Dar dacă privim la cel a cui suntem și la cel care este cu noi, la cel care Iuda ne spune că ne-a chemat, după planul său și după buna plăcerea voii sale, care spune că El care ne-a chemat ne iubește în mod continuu și lucrează toate lucrurile spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt iubiți de Dumnezeu. Dacă privim la Cel care ne spune că ne păstrează de dragul și pentru gloria Fiului Său, care ne-a răscumpărat prin sângele Său, nu vom pleca în această seară descurajați de aici. Și vom spune și noi împreună cu Iuda, aceluia care poate să ne păzească pe noi, pe mine mă poate păzi, de orice cădere și să mă facă să fiu înfățișat fără prihană, că eu nu mă pot face fără prihană și fără cusură. El mă poate face. Și plin de bucurie înaintea slavei sale. Dumnezeu, că am auzit fratele Andrei zicând că tot auzit Terezia asta crescând uh, ca și copilul Dumnezeu, nu te vrea fericit, te vrea sfânt. Da, Dacă nu ești fericit în Dumnezeu, nu ești sfânt. Pentru că cea mai mare poruncă este să îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta. Da? Dragostea nu e o, o chestie care se face cu sila. Dragostea este ceva care e faci din bucurie, care este din inima ta, să revarsă din inima ta. Dumnezeu vrea să ne prezinte înaintea Lui bucuroși în El, fericiți în, în, El și plini de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava mărăția, puterea și stăpânirea, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Dacă privești la Dumnezeu, vei realiza că lupta aceasta, deși trebuie să o purtăm în fiecare zi, este o luptă câștigată. Pentru că oricât de mici suntem noi, oricât de neînsemnați suntem noi, oricât de puțin suntem noi, nu depinde de noi, în primul rând, ci depinde de cel care este cu noi și a cui suntem. Amin. Amin.